România poate deveni un actor important la nivel european în domeniul tehnologiilor cuantice. Companiile au început să se intereseze de specialiști în acest domeniu, iar UPT lansează un program de masterat denumit Quantum Computing. Specialiștii români din domeniul IT sunt foarte apreciați pe piața globală de servicii, iar acest lucru poate fi un avantaj pentru țara noastră în noi direcții de dezvoltare. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor cu inteligență artificială, în paralel va fi nevoie de noi servicii și specialiști înalt calificați. Un astfel de domeniu unde va fi nevoie în viitor de specialiști este quantum computing, care înseamnă calculul efectuat pe un nou tip de computere extrem de puternice care folosesc legile fizicii cuantice pentru a face calcule complexe mult mai rapid decât calculatoarele tradiționale. În acest an sunt două universități din România care organizează admitere la o astfel de specializare. Comparativ cu alte țări, Ungaria și Serbia nu au programe de quanting computing la programele de masterat, iar țări precum Austria, Suedia, Spania sau Olanda au unul singur. În Europa lideri sunt Germania, Marea Britanie și Franța, cu 5, 4, respectiv 3 astfel de programe masterale.